Pe de altă parte, cred că este pentru prima dată după mulți ani de zile când facem o rectificare bugetară în an electoral, o rectificare fără o amprentă politică. Obiectivul nostru este de a finanța politici publice anunțate, de a acoperi nevoi reale și nu de a căuta prin rectificarea bugetară să câștigăm voturi în detrimentul eficienței bugetare. Am alocat